Salut, eu sunt Paul și astăzi voi ține prima lecție de CSS și anume Web Design Responsive. Ok, hai să începem. Am aici două pagini și anume Index, care e pagina de acasă, și Contact, care au un HTML valid, dar nu au deloc stil, nu au deloc CSS și trebuie să le facem mai frumoase, în primul rând. După care trecem la design responsiv. Ok, ce este CSS-ul până la urmă? CSS-ul vine de la Cascading Style Sheets, care pe limba mea înseamnă design al HTML-ului. Ori în același fișier, ori în fișiere externe. Bun, și hai să începem printr-un fișier intern, cum ar veni. Aici în head o să băgăm un style. În primul rând hai să schimbăm fontul, pentru că Times New Roman este destul de oribil. Și o să punem un Arial. Nu uităm să închidem tagul. Bun, salvăm, refresh. Deci în primul rând am schimbat fontul. Hai să-l schimbăm și aici. Copiem dintr-o parte în alta. Ok, poate ar fi bine să explic mai întâi ce e fiecare bucățică pentru cei care nu au mai făcut HTML până acum. Deci, avem aici header-ul. Bine, head-ul. Header-ul este, în principiu, zona de sus a site-ului. La noi să fie titlul sau logo-ul sau ce să fie. Un prim meniu, care meniu este aici. După care o să avem aici o poză, probabil, în care am găsit-o, și trei coloane, care sunt cam rânduri deocamdată, unul sub altul. Același meniu pe care îl avem aici, îl avem și mai jos, pentru că așa se face peste tot. Iar aici vom avea un div, o bucățică mică de ecran, care va trimite către Facebook sau YouTube. Dar asta mai târziu, după ce facem să meargă CSS-ul. Ok. Pe pagina de contact avem un formular. În rest este absolut la fel ca pagina de acasă. Ce avem în formular? Avem nume, mail, ok, radio, butonul ăsta. Și hai să vă arăt ceva frumos. Dacă dau trimite, e ok, a ajuns. Dacă dau acum trimite, când nu am selectat nimic, mi-apar asta roșii. Și îmi spune please select one of these options. De ce? Pentru că am băgat... Stai să văd. Uite aici, am băgat required. Fie că pun aici, fie că pun mai jos. Dau refresh. Da? Ok. Îmi cere chestiile astea. Și orice când pot să bag required, nu o să mă lasă să trimit până când nu scriu ceva. Ok. Dau undo. Revenind. Deci avem un formular de bază cu nume, mail, alegerea departamentului și aici loc pentru mesaj. Și un buton de trimite. Ok. Hai să începem cu indexul totuși. Deci am schimbat fontul și aș vrea să fac meniul să arate a meniu. În primul rând, o să iau UL, îl fac display block background. Hai să facem roșu? Hai să facem albastru. Deci albastru ar fi 0, nu, 48F să zicem. Ia să vedem. Nu, aici. 48F. Ce s-a întâmplat? Am albastru și sus și jos. Eu vreau doar sus să fie albastru. Așa că mergem la meniu și vedem că are un ID sus. Deci avem... Nu e UL, este meniu. Toate clasele sunt cu punct în față. Toate ID-urile sunt cu diez. Și avem sus.menu. Bun. Și am selectat numai zona asta. Pentru partea de jos vrem ceva diferit. Avem jos.menu, background alb,
Dar să facem asta roșu, textul. Aici textul putem să-l facem alb. Ok, și am făcut jos textul roșu. De ce nu merge? Cum trebuie jos? Pentru că am linkuri. Da? Hai să facem ceva și cu linkurile. Jos.menu A. Color F00. Superb. Nu chiar, dar... Ok. Ce s-a întâmplat? Am aici ceva redundant. Display block în ambele. Așa că o să scot de acolo. Display block. Bag aici. Asta e frumos la CSS. Dacă definești același element în mai multe locuri, în mai multe forme, se suprascrie ultima bucățică. De exemplu, uite aici am menu, color 00, care e verde, și aici am color alb. Da? Și sus și jos am redefinit. Dacă scot de aici, o să am verde. Bine, treaba de mai devreme cu aul. Bun. Deci am asta alb. Să zicem că am sus punct menu A color 0F0, care e verde. Și gata. Am lăsat bulinele albe, pe care oricum le voi scoate, și am pus textul verde. Este foarte, foarte urâțel, dar nu ne deranjează, așa că mergem mai departe. Ce mă interesează? Mă interesează să fac asta în linie. Și vreau și sus și jos să fac chestia asta. Deci, prin urmare, o să am menu LI, care e bucățica din listă. Deci UL-ul este unordered list, LI este elementul din listă. Display inline ar fi o variantă. Și le bagă pe toate la rând. Problema cu display inline este că dacă vreau să bag height, nu o să-l ia. 100 de pixeli. Vezi? Nu sunt mai mic. Dacă îi bag block, nici o problemă. 100 de pixeli. Eu nu vreau 100, vreau 30 aici. Dar iarăși, ce se întâmplă? Block înseamnă că e pe tot rândul. Până când îi definesc un width. Nu, n-a fost nici asta. Da, nu merge. Deci nu width, ci float. Asta ce înseamnă? Că exact asta a fost. Toate elementele se duc cât mai la stânga, cât de la stânga se pot duce. Bun. Așa că băgăm și niște margini, 10 pixeli. Nu știu ce să-mi bag cu background-ul, dar nu e problema mea. A, da. Background-ul s-a dus. De ce? Pentru că am float-ul ăla care face elementele să nu... face LI-urile să nu se adune la o dimensiune pentru elementul părinte, și anume UL. Da? Și avem aici 100% pentru că vreau dintr-o parte până în alta. Nicio problemă. Aici 50 de pixeli. Și dintr-o dată avem ce ne trebuie. 30, ok, nu, hai 40. 40 să fie, bun. Și avem copyright acasă, pagina 2-3, contact. Bun, pentru partea de jos, ne interesează, hai să vedem de jos, jos menu. Ok, vrem să centrăm textul. Text align, center. N-a mers. A, da, cam float-ul ăla, ce frumos. Ok. Pentru a face să meargă, mutăm menu sus. Așa. Iar meniul jos, ce se întâmplă? E cam nasol. Meniul lui. Bun, și acum trebuie să personalizăm fiecare bucățică. Și o să avem punct nu, pardon. Jos punct meniul lui float left, pentru că sus mă interesează. Sus e ok, da? Iar jos, jos vreau să centrez chestiile alea. Asta ce înseamnă? În primul rând nu o să am
acel width de 100%. Și o să am width auto. O să am float left. Hai să vedem dacă merge. Manually. Merge și nu merge. Nu. Nu așa vreau să fac. Ok. Sus manually. Ok, hai să băgăm și jos manually. Menu lui width 100 de pixeli. La naiba, am uitat. Bun, deci hai să facem, ne întoarcem un pic, că nu e bine. Aici ziceam că avem 40. Bun, și avem chestiile la, la stânga. Aha, bun. A, da, odată ce avem display block, n-avem nevoie să centrăm la prea mult. Pe 50%. Ah. Ok, deci în mod normal, dacă nu definim width, când definim un bloc, width o să fie automat 100%. Bun, hai să centrăm totuși textul de jos, că asta mă enervează de-a dreptul. Bun. Nu vreau să definesc... Ah, ba da, e ok. Display block. Nu. Sus... Da, asta e. Bun. Și o să avem. Nu știu ce am făcut. Ok, sus. Punct. Menu. Lui. Display block. Și am scos bulionțele. Jos. Punct. Menu. Lui. Display inline. Și am scos și aici bulionțele. Bun. Și aici float, mutăm la partea de sus. Jos nu mai avem float. Și toate alea sunt în continuare la stânga. Hai să vedem de ce. Ok. Jos menu. Background. Hai să facem mai întunecat. Ok, deci asta e cum trebuie. Mai clicam la stânga. Și nu știu de ce. Hai să băgăm. Text align. Center. Perfect. Problema este cu un padding. 0px. Gata, și l-am centrat. Ia să vedem. E destul de ok. Toate sunt centrate. Bun, și acum hai să scoatem background-ul ăsta dubios. Bun, deci avem aici asta centrate. În stânga, sunt în stânga. Și deocamdată e ok. Bun, și putem să facem pagina mai mare. Dar arată mizerabil, de-a dreptul. Pagina asta este prea lată. Adică dacă nu ai un site plin de content, nu te interesează atât de mult să se ducă dintr-o parte în alta. Hai să facem totuși mai mic tot ce avem aici, da? Bun. Aici în... Ah, bun. Până acolo. Hai să mutăm asta într-un fișier extern, pentru că e prea mare deja tot stilul ăsta, da? Bun, mai deschidem aici. În primul rând, copiem asta, cut. Așa, băgăm aici. Bineînțeles că s-a formatat urât. Și salvăm aici style... .css. Bun, toate bune și frumoase. Și ca să facem treaba asta. Bun, hai că mă uit acum. Nu știu, pe din afară nu prea m-a interesat. Bun, avem un link. Pardon, scriam în altă parte. Avem un link href egal
style.css rel egal style sheet. Bun, asta e modul cel mai curat de a face treaba asta. Și avem acum CSS-ul extern, într-un alt fișier decât indexul, decât HTML-ul, ceea ce ne ajută să... Uite, o să folosim acela style și la home și la contact. Practic salvând timp. Și acum dau un refresh, dintr-o dată am meniu, sus și jos. Foarte drăguț. Hai să facem să arate bine tot. Da? Avem coloanele de care spuneam. Merg aici, cum se numesc asta? Asta o clasă, clasă coloană. Da? După cum spuneam, clasele încep cu punct. Punct, coloană. Ok, ce mă interesează pe mine? Hai să-l pun background, hai să pun un border ca să-mi sară în evidență. Roșu, frumos, super, tot nu-mi place. Bun, și un width, 30%. Ok, bun, am asta pe coloane. Hai să le fac să se și alinieze una lângă alta. Float, left. Ce urât. Bun, margin, 10 pixeli. Și dintr-o dată avem prostiuța aia, cum trebuie. Ce s-a întâmplat? Sau cam amestecat. Pentru asta folosim un element. Bun, avem coloana after. Asta e un pseudo-selector, așa se numește. Nu știu de ce. Coloana after. Dacă țin bine minte. Clear both. Nu? Display block. Float auto. Float non. Nu prea mă ajută. Bun, hai să... gata, facem o măgărie. Coloană. Display block. Bun, și pentru că nu mă prind, o să băgăm toată chestia asta într-un div, pentru că mă enervează și nu stau să negociez cu teroriștii. Bun. Și facem acel div conținut, display block, width 100%. Class conținut. Așa. Ce se întâmplă? Nu înțeleg ce am greșit. Ok, ne mai uităm un pic. Probabil o să scot toată secțiunea asta. Mă enervează să nu știu. Și eu care cream că mi-am făcut temele. Ok, 33%. Nu. Ok. Enervant. Ce avem? Padding, margin, chestii. La hr-ul ăla se duce foarte urât. Hr. O fi de la hr.
Bun, bingo, am salvat, era de la HR. Oribil. Bun. Și avem HR-ul ăla, și într-o parte și în alta, care nu mai face probleme. Hai să-i dăm și margin top 20 de pixeli. Sau poate mai mult. Display block float left coloana conținut. Hai să căutăm un pic pe net. CSS clear. Habar n-am ce fac alea. Hai să vedem. Exact cum am suspectat. Pentru că aici am floaturi. Background-ul nu se vede, deci avem aceeași măgărie ca și mai sus. Trebuie să-i definesc eu chestii. Bun, ca să nu facem aceeași greșeală de 100 de ori, de 2 ori ok, dar să nu fie de 100 de ori, o să pun un pic pauză și revin după ce aflu ce se întâmplă. Bun, și acum că am aflat, am găsit undeva pe net, pe Stack Overflow, avem container bla bla bla. E ok. Chestia asta. Before, after, content table, bla bla bla. Clear both. Nu mă interesa. Pentru noi este coloana. Coloana, coloana, coloana. Coloana. Bun, și să vedem dacă a mers. Am scos hârul ăla. Nu era de acolo. Nu știu de ce. Conținut. Gata, și am rezolvat. Ok, deci nu m-a interesat de hârâul ăla. Păstrăm totuși margin top 20 de pixeli. Așa. Și acum dacă tot am reparat conținutul, hai să scoatem background-ul ăla oribil. Să scoatem și prostila asta care nu știu dacă ajută. Bun. Să testăm totuși ceva. Deci am scos ala. Bun, e ok. Un gri, ușor, subtil. Mai dur. Da, e ok. Asta de fapt chiar este transparent în momentul de față. Nu prea am cum să demonstrez pentru că nu am nimic între sau deasupra sau de sub. Dar, hai că-l scoatem deocamdată. Ok. Ce avem acasă? În pagina asta. Deci am definit pentru început elementele. Așa. Am definit cele trei coloane. Problema e următoarea. Când am pagina prea mare, mă deranjează. Când am pagina prea mică, iarăși mă deranjează. Și ce vreau să fac? Deci am deja un style, da? Și acum aș vrea totuși să pun, în cazul în care
am altă dimensiune decât ce-mi doresc eu. Ce-mi doresc eu este fix ce am acum, adică jumătate din Full HD, adică 960. Asta e rezoluția ok. Bun, și o să fac un style mobile.css pentru cazul în care pentru cazul în care intru de pe un mobil și vreau să se vadă mai ok pe mobil. Bun. Și deci am scris style mobile rel, așa, style sheet, nicio problemă, nu există fișierul încă, dar o să-l fac. Bun. Și media egal screen and min, pardon, max width 768 pixeli, care să zicem că asta e da, așa, 767 este dimensiunea acceptată pentru a diferenția dintre mobil și tabletă sau, da, tabletă în principiu, pentru că astea, tabletele au până la 1280, deja laptopul e de la 1280 în sus, cele moderne, orice laptop modern are de la 1280 în sus. Ce e sub poate fi mobil sau tabletă. Ok, mergem mai departe. Deci avem chestia asta. Ok. Bla, bla, bla. Mobile. Tablet. Care ce înseamnă screen max? Pardon. Min. 768. Pentru că majoritatea tabletelor au 800x600 sau 1280. Așa. And max width. Hai să facem totuși mai modern decât ce există deja. Majoritatea display-urilor au 1366, deci nu 1280. Deci hai să venim cu 1359 pix. Unele sunt de 1360 și una de 1366. Bun, deci asta este tablet. Așa. Și o să avem, bineînțeles, și unul PC. Adică PC. No. Care înseamnă de la 1360 în sus. Ok. Hai să începem cu mobil, că e cel mai la îndemână. Și facem o dată style mobile.css și în primul rând ce ne interesează, această coloană de 30%. Deja se înghesuie prea mult și nu vrem asta. Și avem coloana, da? Width 50%, bă, nu, hai 48%, da? Prea mult, prea mult. De ce, Paul? De ce faci asta? Ai 45%. Și pentru că sunt pe mobil și am doar două coloane, nu prea mă interesează marginile, pentru că oricum am margini. Deci am margin 0px, border 0px, bun, și am scos asta. Și am două coloane foarte frumoase. Problema care apare e că meniul se transformă în într-un meniu pe două rânduri. Lucru pe care aș vrea din tot sufletul să-l evit. Tocmai de aia, hai să intrăm în meniu, chiar acum. Clasă egal meniu. Bun. Nu, meniu li. Da? Că astea sunt elementele. Bun, și sunt în partea de sus, da? Am meniul, se face mic, ajunge pe două rânduri, pe mine mă deranjează că arată nasol. Și am meniul li, display, block, pack, float, none, nu știu dacă e bine, float, auto,
Nu e asta. Unde e, mă? Meniu. Ah, da. Pentru că, deși eu rescriu, da? Asta e mai puternic ca și prioritate. Deci treaba asta în felul următor. Am o dată elementele generale, care n-au punct, n-au punct și virgulă, n-au nimic, da? Acest li, mai departe. Deci dacă definesc un li display block, da? Acesta poate fi suprascris de un punct menu li. De ce? Punct menu este o clasă, care clasa e mai puternică decât un element fără clasă. Și mai puternic decât un element fără clasă, sau și unul cu, fără clasă și unul cu clasă, este un element cu ID. Asta are ID, sus menu, da? Și vin aici și încerc din nou. Bine, clar am făcut altceva acolo. Background. Bun. Și ca să vă arăt ce se întâmplă, scot acel sus. Clar nu mi-a făcut temele. Bun, și aici, acum apare și jos. Așa. De ce? Pentru că eu nu am definit background nici într-o parte, nici în alta. Dacă definesc aici background transparent, da? Și am sus menu F00, se întâmplă doar sus. Dacă scot sus, rămâne transparent. De ce? Pentru că l-am definit aici, da? Background transparent cu ID cu tot. Deci, ordinea următoarea. Element simplu, clasă, ID, după care style în element. Da? Hai să vedem ce înseamnă style în element. Chestiile astea toate ajută să suprascrie anumite reguli. Da? Coloana 1, style egal, border 5 px solid 0.0, verde, da? Că vreau eu. Și asta n-am ce să fac, n-am cu ce să o rescriu, decât dacă bag aici 0px, da? Păi tot e frumos. Border 0px, da? Dar nu o să se întâmple până când nu bag acel important. Bine, acum nu se activează. De ce? Pentru că eu sunt în style mobile, iar asta e style simplu. Când am intrat în style mobile, trebuia să activeze... Pardon. Da, bineînțeles, pentru că sunt în meniu și e două noaptea și eu nu mă uit. Bun, deci sunt în P. Border 0px. Am border 0px normal, nu s-a întâmplat nimic. Adică chiar nu funcționează. Aici am ala verde. Aici am important. Dau un refresh, nu s-a întâmplat nimic aici. Și aici a dispărut. De ce? Pentru că abia acum, când sunt la dimensiune mică, sunt în style mobile și abia acum am acest important care suprascrie regula chiar și din element în sine. Chestiile astea mă ajută pe termen lung, pentru că dacă vreau să fac un fix rapid și nu am acces la CSS, pac, fac o nesimțire și bag aici. Chestia asta se numește hardcodare, cine face programare știe de ea și poate să nu o recomandă la fel cum nu o recomand nici eu, dar în același timp o folosește la fel cum o folosesc și eu. Hehehe. Bun, s-a întâmplat ceva, am lăsat un background roșu, un nasol pe acolo. Hai să scoatem asta. Hai să mergem sus. Ok. Bun, și hai să băgăm width 100%. De ce aș face asta? Ca să arate frumos. Dacă tot sunt aici la sus.menu, background transparent. Ok. Culoarea nu mai place, nu mă mai ajută. Mi scuzi, asta tu e la LI. Pardon, la LIA. Sus, meniu. LIA. Color
0-0-0. Da? Și am asta negre. Sau poate nu vreau chiar negre, aș putea să le fac albastre. Ce frumos albastrul ăsta. Un pic mai colorat. Gata, ăsta e. Bun, fac butoane mai mari. Font, weight, bold, font, size, 150%. De ce? Pentru că sunt pe mobil și pot. Text, decoration, none. Așa, border, epic, solid, 4F, aceeași culoare. Ce frumos, nu. Trebuie să facem să arate frumos. Pentru că suntem pe mobil, ne interesează totuși niște butoane mai mari. Așa, mai mari cât să apăsăm acolo cu degetul, da? Button 10px și ideal să nu se intersecteze. Margin 10px. Ce urât. Bun. Mergem în sus meniu. Line, height, 50 de pixeli. 60 de pixeli? Habar n-am. 40, nici așa nimic. Mă rog, găsim. Pe scurt, avem elementele alea care arată cam nasol. IA, display, block. Ai văzut că se poate. Bun, margin. 0 pixel acolo. Aha, gata, de aici era. 20 de pixeli. Perfect. Padding 0px. Margin 0px. De ce sunt toate alea la dreapta? Mie nu-mi plac la dreapta. Hai, ne apucăm și aici. Margin 0px. Padding 0px. Cam înghesui butoanele acolo. Font size 150, height. Hai băgăm așa o chestie. Height 30px. 40. 60. Băi, mă lași. Nu se întâmplă ce trebuie. Bla 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 bla. Hai să luăm de aici, totuși. Bun, și mai simplu, ce avem? Sus meniul IA, toate chestiile astea se vor întâmpla acum și pentru sus meniul IA, da? Și apare noastră era. Ok, hai să ne mai uităm un pic. Ok. Și avem border ăla, da? Și mai departe avem aurile care n-au ce căuta acolo. Hai să scoatem toate bazaconile. Bun, deci aia ne interesează totuși display block. Asta ne interesează. Ok, margin width. Nu-mi place. Ok. Bun, și avem chestiile alea. Padding margin, padding 0px, pardon, 0 spuneam. Margin 0px, height, ia să scot de acolo. Vai, oribil. Perfect, bun. Și acum
chestiile astea mici ocupă dimensiunea pe care o au părinții lor, și anume liurile normale. Text align, center. Bun, am și centrat. Hai să facem asta mai micuță. Și să scoatem border-ul ăla oribil. Și de aici. Și de aici. Da? Bun. Acum, putem să punem un padding de 10 totuși. Așa. Și putem să facem un background RGBA. Albastru, așa, mai light. 255, 3, bine, să fie mai închis. Ce se întâmplă? De ce sunt toate unite? Pentru că am pus aici padding și nu margin. O să scot padding, o să fac margin și am luat chestia asta. Da? Bun. Pe mine mă deranjează. De ce? Uite de ce. Pentru că am uit 100%. Dacă scot chestia asta, iar arată nasol. Și o să am uit 100%. Margin 10px, 0px. Prima valoare este pe verticală, deci am 10 pixeli distanță pe verticală, 0 pixel pe orizontală. Ceea ce e decent pentru mine. Bun. Ai padding 5px aici, să merge. Merge, perfect. A centrat toate prostiile alea. Ok. Și acum sunt pe tabletă sau device normal. Totul e ok. Când ajung pe mobil, chestia asta se face unul sub altul. Margin. Ia să vedem. Font size. Nu știu ce să mai scot de aici. Par prea multe chestii. 40px, 50, ia să vedem. No, nu vreau 50. 40, ok, uite, chestia asta e prea aglomerată. Perfect, gata, arată mai curat. Bun, deci avem și pe pagina de contact. De ce nu avem pe pagina de contact? Ia să vedem, cine se prinde? Pentru că pe index am toate prostiile astea, pe pagina de contact încă nu le am. Gata. Am umplut de prostii și asta. Bun, am același meniu responsiv pentru început, care nu e cine știe ce deocamdată, dar va fi, da? Și vreau să fac CSS-ul și pe și în restul paginii. Deci am coloanele astea, da? Care din 3 s-au făcut 2 și am scos acea bară. Hai să pun totuși o bară pe mijloc, da? Când sunt pe mobile, să numesc ala? Coloana. Ok. Da? Și sunt pe coloana. First child. Așa se numește pseudo-selectorul pentru primul element dintr-o listă. Pardon. Primul element dintr-un părinte. Da? De exemplu, am aici coloana, coloana, coloana. De ce merge? Pentru că toate sunt în clasa conținut. Toate împart același părinte. Deci sunt siblings. Frați-surori, cum s-ar spune. Și am coloana first child, care o să afecteze primul element din conținut. Și am border, right? Pentru că vreau să pun o dungă. 2px, solid. Manu, hai 5px, solid. 8, care e un fel de gri. Da? Și am chestia aia, care n-arată așa rău, de fapt. Bun, și e destul de pe centru, nu deranjează pe nimeni. O lăsăm așa. Margin, right, 5px. Nu știu cât era înainte. Bun, gata, și am avut și mai mult spațiu. Parcă se așează frumos. Hai să bag un 10px. Deranjează pe cineva? Nu deranjează pe nimeni. Ba chiar arată mega decent, da? Problema este alta. Unde-i problema? Coloana, așa, uite aici, 48.
Margin, așa, padding. Da, uite unde e problema. Problema e că am scos de tot marginile. Dacă am scos de tot marginile, să cam calcă în picioare chestiile alea. Și o să las totuși un 5px. Și o să mai scad chestiile astea. 47, 46, 46 pare ok. Dacă e mai mic, hai mă, 45. Ah, ok. Dacă e prea mic, cum ar fi cam așa. Deci de aici până în dreapta am 960. Asta ar trebui să fie cam 400 pixeli. Bun, și o să bag aici acel media width, pardon, max width 400 pixeli. Merge chiar și aici, bagat. Width 45%, o să bag dintr-o dată width. Pardon, nu știu despre ce vorbim. Coloana width 100%. Și dacă e destul de mic, nicio problemă, toate la ajung pe un singur rând. Dar am putea face chiar mai devreme treaba asta. Cât de devreme? Hai să zicem 480 de pixeli. Sunt multe telefoane care au 480. Da? Și uite ce s-a întâmplat, ce frumos. Să pun alea acolo. Da? Dacă am cum să separ, separ. Dacă nu, nu separ. Ce simplu a fost. Bun. Meniul de jos iarăși arată groaznic. Așa că ce o să facem? Dacă ești prea pe mobil, deci pe tabletă e ok. Sau pe un mobil mai mare. Dar chestiile astea sunt înghesuite și pur și simplu nu mai am chef să stau să le codez. Deci, o să facem media max width 479. Cum se numește ăla? Jos.menu display none. Pur și simplu îl afișez și gata. Perfect. Pentru că sunt nasoale, da? Sunt prea înghesuite. Și așa le-am pe astea mari și nu am nevoie de celelalte. Bun. Deci am de la mare până la mic într-o formă oarecare. Ce vreau să fac mai departe? Ce aici am un border. Aici. Aici aș vrea totuși un pic mai mult spațiu, da? Bun, ce să fac? Așa. Mă duc aici sus la coloană. Margin bottom 20 de pixeli, da? Și am spațiat aici. Băgăm și un margin top. Dar ce se întâmplă? Am aici margin 0. Și aici un margin bottom. Așa că, dacă tot vreau să pun și top și bottom 10 pixeli, o să fac în felul următor. 10 pixeli, mai întâi pe verticală, după care pe orizontală. Pe orizontală eu vreau 0. Și am avut chestia asta. La fel cum am făcut și la meniu, de altfel. Uite, 5px, 0px. Mai că aici am nevoie de mai mult spațiu, că n-am. Am coloane, text, briz-brizuri. Da? Bun. Acum ce se întâmplă? Pot să fac ceva. Este experimental. Pun coloana. Asta este un pseudo-selector 2N. Așa. Background roșu. Bun. Dar nu, pardon, nu aici vreau. Vreau un pic mai sus, la dimensiunea un pic mai mare. Nu. Așa. Deci aici mă interesează, da? 2N plus 1. Pardon. 2N plus 1. 2N plus 2. 2N plus 3. Gata, deci am selectat chestia asta, da? De fapt, pe mine ce mă interesează? 2N plus 3. Last child
Așa. With 100%, da? De ce am făcut chestia asta? Dacă ai... Ok. Deci dacă ai trei elemente, ai vrea ca ultimul să ocupe spațiul cel mai mare. Sau primul să ocupe spațiul cel mai mare. Dar nu mai avea sens, nu? Al treilea. Asta, deci dacă e singur, da? Dacă ai doar trei coloane, al treilea vrea să fie aici. Dacă ai patru, hai să o băgăm pe a patra, da? E un experiment, așa că scuze că vă pierd timpul acum, dar mie îmi place. Bun, coloana 4, nu contează. Da? Am băgat aici coloana 4. E normal ce se întâmplă aici. Când fac mic, iarăși, alea apar pe două rânduri. Ce s-a stricat? Deci am sus bară de aia, dar jos nu mai am. De ce? Ia să ne uităm. Deci am first child, da? Eu nu vreau numai pentru primul, vreau pentru primul, al treilea, al cincilea, deci numere impare. Și acum o să bag ce făcuse mai devreme, nu th, child, 2n plus 1, să zicem. Da, ăsta era, 2n plus 1. Bun. Deci totul e ok. Asta să fac micuțe. Aici, fiecare pe rândul lui. Da? Bun. Și hai să mai bag încă o a cincea coloană. Pentru că vreau să-mi testez teoria de mai devreme. Și bineînțeles, a cincea este pe toată linia, așa cum trebuie. Ok. Bun. Ce aș vrea să fac? Aș vrea să scop background-ul ăla urât, oribil. Am salvat. De unde mă? Nu acum. Nu-i meniu? Nu. Aici. F00. Bun. Gata. Și am chestiile astea. Ce mai vreau? Vreau să am totuși un border pixel. Nu, vreau dashed acum. Așa, micuț, subtil, punctat, drăguț, chiar îmi place. Da, chestia asta mă interesează numai partea de jos, deci să am în continuare border 0px aici, iar în ultimul element, ăla frumos pe care l-am făcut, vreau să am un border ca lumea, cu punctulețe, cu din asta. Și fix asta am făcut, da? Asta putem să-l scoat, să-l punem mai la 99, 98, ca să nu dea chiar în margine. Bun, și am asta 5 aici, să fac mici arată așa, să fac și mai mici, și mai mici nu prea m-ar interesa, că toate au aceeași dimensiune. Deci, coloană, nu duc cel, bla bla bla, coloană. Border 0px. Și ca să fiu sigur, important. Gata, și no matter what, dacă am ajuns la chestia asta, la dimensiune foarte mică, să fac mic, mic, mic. Adică să fie mega important ce scrie aici. Ca să arate bine pe mobil, nu de alta. Da? Ok, web, deci web design responsiv cu CSS. Hai să trecem la style. Pardon. Hai să trecem la style PC. Ne facem aici un element, pardon, document. Style PC CSS. Bun. Și ce ne interesează pe PC? Ne interesează să avem totuși o margine aici, da? Să lucrăm direct în body. With 1000 de pixeli. Pac. Și am aici 1000 de pixeli. Dar nu vreau 1000, eu vreau 900. Ca așa vreau eu. 900. 9, nu vreau 900, vreau 700. Cât vreau? Eu îmi dau seama. Da, ce se întâmplă?
Eu sunt în PC, da? Care PC? Da? Nu intră decât la rezoluții de peste tableta. Și acum să începem și cu style tablet. Și după aia facem style PC. Style tablet CSS. Da? Bun. Și am aici acei 900 de pixeli. Nu, acei 800 de pixeli. Dacă tot am ecranul de 960, da? Ce nu-mi place? Auto. Ce am cu asta? Am scos marginea de sus, pe care o să o pun la loc. Și acest auto, practic ce înseamnă? Că la stânga și la dreapta am auto. Da? Și aici sunt pe PC, aliniat aiurea, aici sunt pe tabletă, aliniat, frumos, curat, cum vrei tu. Ok. Problema e că ajung în borderul ăla. Și mi-am adus aminte de ce. Tableta intră de la 768, iar eu am 800 aici. Deci trebuie la 740, să zicem. Da? Ok. Cam așa. De să n-ajung la marginile albe. E de ce, nu? Merge. Ok. Ce mai vreau? E peste tot, de fapt. Să am chestia asta centrată. Așa, nu? Text align. Center. Cel mai simplu. Bun. Uite ce se întâmplă. Avem și pagina cu formularul la fel de frumos făcută. Ok. Bun, hai să reparăm totuși style PC pentru că nu mă servește de nicio culoare aiurea la asta. Deci vreau când sunt pe PC să arată frumos. 1200 pixeli, să am ce face cu ei. Chestiile astea pot să-l fac mai mari. Asta ce înseamnă? Cum le zicem? Style mobile. Coloană, nu? Coloană. Mai să luăm de aici chestiile astea și să le facem să fie cum trebuie. Coloană width 22%. De ce? Ca să intre 4. Mai 23. Deja 24. Ca să vezi. Ha. 25, da, 25 nu merge. Deci 24%. Am coloana. Și pentru că sunt pe dimensiune mare, vreau să fac să vadă bine, da? Așa că o să fac o mega măgărie, dar nu contează. Noi să fim sănătoși. Și anume, background. Un albăstru din la închis. 024. Prea închis. 048. Hehe, perfect. Color alb. Bun, fonturile sunt nasoala, deci coloana A. ABF. Ca să fie așa albăstrui ușor, ai 8CF. Gata, perfect. Arată chiar frumos, da? Bun. Și acum o să vă spun și ce text decoration. None. Coloana A, hover. Am tot folosit selectori din ăștia, nu? Text decoration. Underline. Ce înseamnă selectori? Selectorii sunt prostiuțele astea cu două puncte, da? Hover înseamnă că mă duc mouse-ul deasupra, da? Dar eu nu vreau text decoration, eu vreau background. Și color. Ce culoare vreau? Vreau un albastru intens. 00F. Da? Și asta se întâmplă cum mă duc mouse-ul deasupra. Sau hai să fac totuși, nu FFF, acel 8KF. Da? Și mi-am inversat culorile. Bun.
Ce nu-mi place? Padding-ul. Prea mare. Cam prea mare, nu? Hai să punem pe verticală 5 pixel, pe orizontală 10 pixeli. Și e cam ce trebuie. Dar hai, 3 cu 7. Ok. Ce aș mai vrea? Border radius 5 pixeli. Da? Și am rotunjit. Ia uite ce frumos. Apropo de rotunjit, hai să facem chestia asta și când suntem pe mobil. Când suntem pe mobil, toate astea trebuie să fie un pic rotunjite, da? Mergem la mobile. Asta e. Pac, border radius 8 px. Ia uite ce frumos. Dacă tot e cu touch cu din asta, hai să-i facem... Nu ăla. Padding 10 px. Nu acolo. Li-a. Padding 5 px. Nici acolo. Hait 60. Gata, am făcut paginile mari, mari, mari. De ce aș vrea să fac asta? Ca să nimerești cu degetul, pentru că de-aia e tableta sau mobil. Să nimerești, să ai butoane mari, să nu dai pe lângă, să nu te duci că pe altă pagina. Am văzut multe site-uri care nu au chestia asta făcută curat. Și dai cu degetul până nebunești. Bun, avem o problemă aici. Cine vede problema? Sunt cam lipite coloanele. Hai să mergem să o reparăm. Ce avem background acolo? Border 0px, margine 0, bineînțeles. Bun. Margin 10px și aici. Și ajungem la vreo 23, 22, hai 5. Px peste tot. Bun, și avem 22%. Merge 23? Merge 23. Partea frumoasă, da? E că indiferent de device, arată într-un fel. Partea nasolă e că arată în altfel, dar asta e altă problemă, asta nu e problema mea, e problema designerului. Acum nu facem chiar design, facem responsivitate cu CSS. Bun, hai să repar măgăria, că deja mă enervează. Margin 10px auto. Am răbușit deja, sau poate eram dinainte, cine știe. Bun. Și sunt aici centrat, la fel și aici. Mai mic, ok. Bun, ce se întâmplă? Cred că am putea trece direct la formular. Da. Deci avem aici chestia asta responsivă. Și putem trece la formular. Hai să începem cu formularul. Parcă ăsta avea un nume. Form. Super. Să-i dăm și un ID. Form. Form, bun, border, px, dashed, că-mi place mie, negru. Și am chestia aia punctată, da? Hai să-i dăm și un padding, mai mare așa, mai, să vezi, da? Bun, și acum, form, steluță, adică toate elementele din form, background, DDD, care e un gri, și am colorat tot. Border, px, solid, roșu. E? Nu e bine. Ah, da, da, e bine. F00 e roșu, FFF este alb. Cum funcționează asta? RGB. Valori în hexadecimal. Între 0 și 15, adică de la 0 până la 9, după care BCDF-ul, F fiind 15, adică F fiind a 6-a literă plus 9, deci 15. Și ai valori de la 0, întunecat de tot, până la F care e luminos de tot, roșu, verde și albastru, și ai obținut culorile. Bun. Deci avem chestiile astea, le vedem acolo.
N-am nevoie de ce fac acum, asta sunt temporare ca să mă descurc eu aici, să văd ce se întâmplă, da? Bun, în primul rând hai să facem tot ce-i label, pentru că mai e niște labels. Hai să le facem să se vadă bine, da? Fiecare pe rândul ei sau lui. Style, style, tablet, style, PC. De ce lucrez aici? Nu, vreau să lucrez pe tot. Form, deci style. Bun. Deci, indiferent de rezoluție, eu am chestiile astea oribile, exact ce spuneam. Deci le-am oribile. Dar vreau să le fac frumoase. Cum fac asta? În primul rând... ok. Display block. Bun, și fiecare pe rândul lui. Bun. Deja nu mă interesează toate chestiile astea, așa că pot să trec direct la label, da? Background galben. Important. Iarăși, nu o să las asta așa, pentru că de obicei nu prea se fac taburi de gen. Deci toate label-urile sunt cu background galben, da? Hai să punem border-ul doar pe background, doar pe label, pardon. Hai să punem background-ul, să-l scoatem din rest, da? Și, de fapt, nici nu mă interesează chestia asta, vreau doar border-ul pe label. Totuși, unde a rămas? Style tablet, am salvat în style tablet, după ce am scos alea. Bun. Și sunt în style CSS. Am acel border pe label. Dar vreau să am și un margin. Nu margin. 5 pixeli. E suficient, cât să nu se înghesuie între ele. Bun. E 50%, că n-am nevoie de tot. Da? E 40%. Float left. Bun, și am nume mail către... Așa. Și departamentul vânzări tehnic. Da, chestia asta arată cam oribil, pe scurt. Ce o să scot de tot asta, deocamdată. Și am nume, mail. Partea frumoasă la label este că dacă le folosești cum trebuie, își fac treaba cum trebuie. Adică ai label for egal nume. Și tu nu trebuie să dai click numai aici în nume. Tu poți să dai click aici pe toată, pe tot labelul. Ca să arăt cum funcționează, merg în style și am dat label hover, așa, label hover, ce vreau să fac aici, background galben și știu deasupra care element sunt, da? Și când am dat click, s-a activat. De ce? Pentru că, după cum spuneam, am for, da? Care corespunde cu ID-ul inputului. Și am aici input, da? ID egal nume, name egal nume. Name ajută în formular pentru acest get sau post. Iar ID este ID-ul elementului care ajută pentru CSS și acest selector for. For mă leagă de ID, pe scurt, da? Și am chestiile astea și arată, arată cum arată, pe scurt, da? Cred că am uitat ceva aici, ar trebui să am mesaj. Label for egal mesaj. Mesaj. Și după textarea o să am un label. Și am aici mesajul. Super, deci am toate elementele astea fix cum trebuie. Acel către poate arată un pic dubios, dar asta pentru că am câte un label pentru, și pentru vânzări și pentru tehnic. Deci am două label-uri pentru chestia asta. Pentru că sunt de fapt două elemente, chiar dacă poate fi unul singur selectat. Bun, hai să trecem la styling-ul astea, da? Nu-mi plac mie cum arată input. Bun, și avem input.
background. Background 4 4 4 4 care are un green keys. Și eu vreau să scriu cu galben, bineînțeles. Sau chiar un portocaliu din ala frumos. FD4, să zicem. Text. Bă, ce mic e. Font size 200%. Text. Da? FB2. Nu, FB0. Ok, da. Hai că e destul de portocaliu. F0. Gata, asta e portocaliu. Bun. Mai sunt măgării multe pe care pot să le fac aici. Letter spacing. 2 pixeli ca să bag textul mai împrăștiat. Pot să-i bag și un width 90% sau 100%, că nu deranjează pe nimeni. Width 100%, perfect. Și am toate elementele de acest tip, și anume input de 100%, da? E, acum problema e următoarea. Ăsta e input, ăsta e input, ăsta e input. Păi mă interesează doar pentru text. Și am input type egal text. Da? Și asta au devenit normale, asta a devenit normal, submit-o. Și am aici input, doar pentru text. Bun, ce aș mai vrea? Un border radius 20 de pixeli, ca să fie mari și rotunjoare. Mai, e, totuși e prea mult aici, 150. Așa. Font, weight, bold. Iată, și asta, hai să-l rotunjim cât de mult se poate. Așa, 30 de pixeli. Și un padding 5px, 10px. Nu-i bine? De ce nu-i bine? Puteai băga text. Mă rog, nu merge dintr-un motiv sau altul. Așa. Bun. Acum nu se mai potrivesc asta, pentru că am aici rotunjit, aici dreptunghiular. Și o să fac aceeași chestie și mai sus. Label. A devenit dintr-o dată rotunjit. Arată oribil, îmi dau seama. Bun, hai să fac label padding left 50 de pixeli. De ce nu merge? Așa. Tot în label sunt. Font weight bold. Gata, măcar atât. Și asta 10. Bun, și am aici un nume. Și am trimis în principiu. Și uite, mi-apare aici toată prostiile asta. Ok, hai înapoi. Și am nume, mail, vânzări sau tehnic. E, asta vreau să le fac mai mici totuși, da? Și o să merg la... Unde o să merg? Nu prea am unde. Trebuie să merg să modific aici ceva. Label for technic. Class egal radio. Da? Label for vânzări. Class egal radio. Și merg în style. Și am label.radio with 50%. 40%, de ce nu? 20%, că n-am nevoie atât de mult. 20% și float left. Dar nu genul ăsta de float left, că nu-mi place cum arată. Display inline block. Asta e, n-a mers. Bun. E, hai să-ți facem mesajul să arate bine.
Este un textaria, da? Cred că putem să punem aici textaria. Da. Bun. Și am mai editat mai mesajul, da? Bun. Și va trebui să punem textaria separat. De pixeli. Și avem chestia asta care arată aproape decent, mai puțin treaba cu meniul. Aici e ok cu meniul. De ce? Pentru că am avut acel container, da? Sau conținut. Și mergem la CSS să vedem ce are diferit acel conținut, are chestiile astea, da? Hai să le facem, să le aplicăm și la formular. Formularul se numește, cum se numește? Se numește form, da? Și am aici asta. Gata, și am salvat și formularul. Și mai era ceva, când țin zoom 1. Așa. Gata, și am salvat. Deci pe mobil am totuși chestiile astea. Bine că se înghesuie să facă oribilă, dar... Așa, să sperăm că nu o să ajungem la genul ăla de mobil. Chiar așa. Bun, și pe un site mai mare arată... pe un site mai mare arată mic. De ce arată mic? Hai să vedem. Ce mă interesează pe mine este să pun mesajul în partea dreaptă, da? Aici. Prin urmare, o să am un width 100% care, indiferent de device, se duce dintr-un capăt în altul. Problema e următoarea. Width 100% cu padding cam strică, da? Așa că am scos padding-ul, am scos și border-ul. Bun, și am acest minunat CSS. Pe mobil chiar nu mă deranjează. E cum trebuie, cât se poate de bine strâns acolo, da? Hai să facem un singur mic lucru totuși. Input type egal, cum îi zice? Submit. Background. Hai să facem verde, să fie de bine. 0f0 cu diez în față. Nu, că e prea verde. Deci 2.8.4. Verde așa mai subtil. 2.b.4. De ce nu? Gata, ăla e. Bun. Border 3px solid 4.6, care înseamnă 2.4 cu câte 2 la fiecare. Deci un pic mai luminos. Hai mai luminos. 6f8. Așa. Color, același lucru. Care e prea subțire. Hai să facem alb. Și fontul să fie cu adevărat mare. Trimite, ca să nu poți să-l ratezi. Padding 10%. Nu știu ce înseamnă 10%. 10px, 30px. Și bineînțeles, width 100%. Ok. Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Dacă e de la ăla sau dacă e de la altul. Ia să scoatem una. Ok. Pe scurt, am un... am un scroll aici. Nu știu exact de unde apare. O să mă prind pe lumină. Deci am acest buton de trimită care e ca o vacă de mare. Ah, și era să uit. Border radius. Să arată frumos, nu? Trimită. Perfect. Bun, și am aici vânzări tehnic, bla bla, mail, nume, către, trimite. Totul pare ok. Bine, că arată oribil. Deci...
Să nu vă văd că faceți site-uri ca asta vreodată. Da? Bun, pe mobil arată decent, dar pe un calculator arată cel puțin indecent. Dar cred că și pe tabletă putem să împărțim asta. Hai să ne concentrăm doar pe PC deocamdată. Vedem după aia pe tabletă. Bun, pe PC nu avem nevoie de butoane mari în primul rând. Deci, cred că putem să mutăm toate chestiile astea. Tot ce am făcut cu label-uri și chestii și formular. Pe mobile. Pardon. Control X aici. Save. Mobile. Așa. Exact ce spuneam. Deci pe mobile să arate bine. Iar pe tabletă. Pe tabletă începem acum să facem magia. Deci o să avem form width 100%, border un pic solid 0,0. Ok. Bun, și am form text area. Stai, parcă se numește într-un fel chestia aia. Text area. Se numește mesaj, bineînțeles. Ce am direct? Mesaj. Width 50%. Alb pe negru. Ok. Float right. Mă interesează pe mine. Și l-am pus pe dreapta tot. Top. 0 px. Bun. Position relative. Bun. Ce o să facem acum? Lăsăm asta fix cum e. Da. Și ne apucăm și băgăm niște dimensiuni fixe, pentru că putem. Odată la formular. Height 500 de pixeli. Ok, hai 400. 400. Bun, și acum pot să bag deja minus 400 de pixeli aici, la... Aha, prea mult. Minus 300 de pixeli. Așa. Height 400 de pixeli. Hai mă, de ce? De ce am face asta? Absolut. Nu-i bine. Relativ, float right. Ok. Perfect. Aproape. Position relativ, top. 300 de pixeli, nu. Margin top minus 300 de pixeli, da? Asta îmi permite să fac totuși chestia asta, da? Bun, margin top. Ia să vedem dacă merge right 0px. Nu merge, trebuie acel float. Float right. Margin 0px. Ok, hai să scot margin și padding de aici. Padding 0px. Margin 0px. Nu știu de ce am să duce asta mai în dreapta, dar asta e până la urmă. Mai hai să vedem cum să facem să mai resize-vească asta, că nu vreau să poată oricine să-mi strice design-ul. Deci, CSS resize. Cum îi zicea? Text area. Text area resize. Bun, și se face așa, resize none, da? Asta mă interesează și pe mine. Resize none. Și dintr-o dată a dispărut chestia de jos, că nu m-a lăsat să fac măgări. Bun, font size 150%, că e totuși un formular și vreau să arate frumos.
Mai departe. Mă interesează form label. Problema e următoarea. Aici am nevoie de minus 280. De ce? Ca să pot acolo să bag acel mesaj. Ai 370, 270. Ok. Și am form label. Bun. Background. Negru. Nu știu dacă asta voiam. Bun. Last child. Știu că e ultimul de acolo, mesaj. Nu e ultimul mesaj? Ce urât. Așa. Color. Red. Deci la ala merge. Să le operând. Între H. Child then plus 5. Bun. L-am găsit. Așa. Position relative. Float right. Pe bune. Margin top. Minus 400 x. Doamne ferește. Hai să-l punem mai la loc. 300 px acolo. Margin top 0 px. Deci se poate. E 50%. Hai să-i dăm niște valori mai fixe. 400 px acolo. Ok. Float right. Ok. Bun. Margin top 35. Habana. Nu. 30. Și aici 295. Gata, și am băgat acolo mesaj. Bun, ce nu mă interesează este acel roșu. Deci, repet, pe mobile arată bine. Nu s-a schimbat nimic. Și acum vreau să fac să arate bine pe tableta. Bun. Și asta am mesaj. Background și toate alea. O să le pun la comun cu mesaj și form. Cum se numeau ăla? Input type egal text. Prin virgulă am selectat mai multe filtre, să zicem, da? Bun, ce mai vreau? Mai am chestia asta. Și font size. Oh, ce urât. Oribil chiar. Ok. Le las așa. Și bag asta. Cum să le bag? Width 300 de pixeli. Fix 300. Și mesaj margin top. Zero pix.
Prin top. Hai, mă. Nu-i frumos. Gata. Hai, totuși 20. Nu prea sunt aliniat asta două și mă deranjează numai cu mesaj. Unde era? 315, 310. Nu, 320. Mai rău pe asta cu minus, le citesc invers. Bun, deci am nume, mail, către arată cam nasol. Către arată cam nasol pentru că e cam gol pe acolo, nu e niciun label. Hai să-l punem pe către într-un label. Pur și simplu. De ce s-a stricat? S-a stricat. Nu-mi place. Hai să scoatem din label. Bun. Și avem aici vânzări și tehnic, da? Vânzări și tehnic. Și aici practic m-ar interesa. Type egal text. Type egal. Bun. Aici se pune virgula și se scrie toată chestia din nou. De fapt, nu aici mă interesează, ci un pic mai sus. Ok. Interesant. Bun, hai să facem totuși form label. Ce frumos. Nu. Vreau form label clasă radio. Deci label.radio. Dar nu vreau să arate chiar așa. Nu vreau font size. Deci o să iau chestiile astea. Copy. Pe asta am șters-o. Paste. Bun. Wait. Bun, ce mai vreau să fac? Form. Stăluță. Border 0px. Că nu vreau border la nimic. Bun, și am acel padding 10. Ok. Către arată cel mai dubios. Asta e. Și mesaj și acel trimite. De ce arată trimite dubios? Nu înțeleg. Margin top 20 minus 350. 340. Ok, 320 aici. 310. Da, ca să facem acel buton de trimite mai mare și mai frumos totuși. Gen pe verde, cum am făcut mai devreme. Chestia asta, dar nici chiar așa. Totuși e tableta. Bun. Deci, suntem la trimite și avem form. Unde e trimite? Nu. Om din mobile. Textaria label. Așa, type egal submit. Ăsta e. Cred că putem să luăm destul de mult de acolo. Fără border radius, că nu vrem. No, ok. Băgăm margea mai mare. Da, atât de mare. Am impresia că am dat o dimensiune fixă la formular. Nu,
Dați 100%. Bun, cred că putem lăsa fix așa. Un pic mai mic ăsta. Bun, și ăsta este formularul pe tabletă. Mai avem... da, asta acolo și bineînțeles. Mai avem formularul pe PC de făcut, dar asta pentru altă zi, pentru altcineva. Hai să vă arăt ceva și mai mișto acum. Deci formularul ăsta arată groaznic pe imprimantă, da? Cum facem asta? Îi dau un print, Microsoft XPS, bla bla, salvez pe desktop. Ok, ce am acest 111, da? Care arată ca naiba. Putem spune că arată ca naiba. Așa că hai să facem ceva pentru print. Și chestia asta o facem foarte simplu, foarte frumos cu link ref egal, pardon, style print.css rel egal style sheet media egal print. Și cu chestia asta ce facem? Mai deschidem un document, style print.css și băgăm color, pardon, așa, font family Georgia, care arată mai bine decât Times New Roman, border 0 px important. Am scos borderul de peste tot. Background. Am făcut totul alb. Și color. Totul negru. Da? Bun. Și ce mă mai interesează, să scot și asta de Facebook și asta de meniul din spate. Deci avem social. Style print social display none, pentru că n-am buton de Facebook în aer, iarăși meniurile nu mă ajută nici ele, deci tot ce meniu se duce. Style print deci punct meniu punct social display none, dar ce aș vrea? Punct menu, after, da? Border top, fix solid, o linie, să vedem dacă iese, habar n-am, e un experiment chestia asta. Bun, salvez, dar nu. Până nu printez n-o să-mi dau seama. Bun, și dau din nou print. 1-1, asta îl rescriu și intru din nou în el. Și nu s-a schimbat nimic. De ce? Ia să ne uităm. Ah, da, pentru că am modificat în index, am băgat acest print și l-am băgat și în contact. Aceeași chestie. Și n-am văzut nici aici. Mă întreb de ce. Media egal print. Bun. O să pregătesc pentru data viitoare când vorbim și chestia asta. Ce aș vrea să fac totuși? Facebook și YouTube. Hai să-l fac butoane din chestiile astea, da? Și să le fac să arate bine pe orice, pentru că acum sunt total degeaba chestiile alea, da? Hai să intru în style și am social. Position fixed, da? Z index sus de tot. Asta e cum se mișcă. Top. Z, 10 pixeli. Left. Manu, aia linia la dreapta. 10 pixeli. Și am Facebook și YouTube acolo. Da?
Nu mă aștept cu nimic așa. Așa că background padding. Facebook și YouTube acolo, două butoane urâte. Ok, hai să le facem frumoase totuși. Box shadow. Deci am o cutiuță cu umbra acolo. Ok. Un pic rotunjoară. Și ce aș vrea? Să fac alea pe linii separate, deci social. A. Display block, ok. Așa, hai că arată frumos deja. Aproape. 10px. 5px. 10 aici. Ok. Și vreau social A first child. Ok. Primul e Facebook, da? Știm că ăla e pe albastru. 08F. Ok, ăla e albastru. Cel buton de Facebook. Ai totuși padding 10 pe toate părțile. Așa. Și social A last child. Asta e cam pe roșu, dacă țin bine minte. Background F80, care e un fel de portocaliu, care nu știu cât de bine o să dea. Hai să vedem. Prea portocaliu. Dar ce am văzut? Text line center, da? Bun, deci prea dubios, ziceam. F2.4. Un pic pe mov. Prea mult pe mov. De... Da, trece o mașină pe afară care găurește și strică și whatever. De 20. A, la YouTube, la Facebook. Bun. Și mai vreau un margin 5px. Da, frumos, da. Ce am butonul la două. Ok, și acum hai să le fac să se și lumineze. Hover. Și acum bag 4 aici. Deci cu 1 vine 9, cu 2 vine A, cu 3 B, cu 4 C. Deci C. Și ăla e deja F, așa că nu știu ce să-i fac. Dar prea mult. 2A. Ok, ăla e Facebook. Și luăm asta și-l facem hover. Da, aparent poți să pui mai mulți selectori în anumite condiții. F40. Da? Nu. F4.2 chiar. Bun, și am butoane de Facebook și YouTube. Și oriunde m-aș duce, nu pot să scap de ele. Ceea ce poate fi un lucru bun pe anumite site-uri. Bine, pe ăsta am ghesuit și vai de staua lui, nu prea, dar asta e. Hai să vă mai zic partea frumoasă. Merge pe ambele pagini chestia asta, butonul ăla dubios, da? Ok. Merge sau nu merge? Merge. Bun, și acum pot să pun link-uri acolo sau ce vreau eu. Pot să-l pun și jos, unde arată mai bine. Sau pot să nu-i mai fac nimic, pot să-l las fix așa cum e. Bun, vă mulțumesc că v-ați uitat și vă aștept și episodul următor, unde am de gând să vă povestesc despre animații CSS. Pe curând!